Sunt profesor și știu ce înseamnă învățământ. Ca prim-ministru am creat programul Cornul și Laptele și am dotat școlile cu calculatoare, pentru că fiecare copil merită grijă noastră. Acum avem planul meu. Vom oferi 100.000 de burse pentru ca adolescenții provenind de la sate și din familii sărace să-și continue liceul. Viitorul țării e în mâinile copiilor noștri. Le vom oferi educația de care au nevoie. Împreună pentru viitorul României.